Într-o lume perfectă a roboților... Să trăiască nații mei! Să trăiască nații mei! Mamă, ce mișcare îndoitoare pe trătura asta! Aproape perfectă. Un eveniment fără precedent avea să le schimbe viețile pentru totdeauna. Oamenii, creaturi curioase și inteligente din fire, au creat dispozitive capabile să absorbă energia altor planete și să o direcționeze spre Terra pentru a fi folosită în scopuri proprii de către mari conducători ai lumii. A ajuns ultima încărcătură? Da, a ajuns azi noapte. Și? E vreo problemă? Colectorul pare să se fie defectat când a ieșit din atmosfera planetei Rovana. Baza centrală a înregistrat doar 83% din energia planetei, restul fiind răspândită în diferite colțuri ale derii. Trimite căutătorii. Dacă odată cu energia au fost absorbite și amintirile acelor mașinării, majoritatea vor avea capacitatea de a se materializa și atunci nu doar că întreaga rețea va fi descoperită, dar toată planeta ar putea avea de suferit. Marcel, tu ești? Ce? Fiu arzătear, focul de strigoaică albicioasă, leucemie plutitoare, piei, lua-mi-ai la ros osul, că-s pe bune cu Hristosul. Ai terminat, mă, acadea strălucitoare, îs Lisa, nătărăule, nu mă mai recunoști? Da cum, cu cea fălbună lumătă pe schelet, nici nu mă așteptam să fie altcineva, nu? Ce dracu-i cu tine? E cumva Halloween? Ha? Am fost subs de un... Da văd, că tătătăt ești tu subtă! Bun, ce-s țâțele? Ce-mi vine să le... Unde-ți mâinile? Dar unde-mi pula? Ai ascuns-o sub cerceaf? Am ascuns-o în pizda, mătii! Am fost subs de un dispozitiv. Ești doar energie statică în formă liberă, fără creier, ca și până acum. Dar măcar ne-au rămas amintirile. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Dacă-ți mânjesc două lopeți în coaie, ai să caci amintirii până la bătrânețe. Că nu mă căca scos pe gură, că pe cur scoți amintirii. Ho, ho, mă, ho, gata. Încep să înțeleg și să-mi amintesc cât de cât. Dar tu cum ai luat forma asta fantomatică? Concentrează-te pe prima chestie care îți vine în minte și las-o să te cuprindă. Bun, ia să vedem. E bun așa? Mai ai dreptul la o încercare. Perfect! Nu suntem capabili încă să ne reluăm formele originale, așa că cel mai bine deocamdată e să ne transformăm în chestii simple. Nu știu cât va mai ține energia pe care o avem, deci nu trebuie irosită pe chestii inutile, cum ar fi să te transformi într-o pulă cu ochi. Am înțeles, am înțeles, nu mă mai stresa. Te-ai transformat cumva într-o gumă ieftină? Și acum ce facem? Mergem să căutăm indicii. Trebuie să ne dăm seama cum ne putem întoarce în corpurile noastre feroase de pe Rovana. Roger, să mergem!